Regii mei, nu mai fac un intro prea lung, doar vreau să vă zic că acest videoclip este sponsorizat de către cei de la Atlantis Roleplay, un server de rage multiplayer pe care vă aștept. Aveți Discord-ul lor în descrierea acestui videoclip, alături de Discord-ul Heaven, serverul meu de rage, ce va urma să se deschidă în viitor. Ideea este că urmea să dăm un anunț super tare. Știu că vă anunț de foarte mult timp, dar nu-mi găsesc motivația acum până în bac și pe lângă faptul că nu găsesc motivația, chiar dacă e vorba de un anunț, dacă îl fac bine, dau drumul la live. Urmează să-l dau și totodată îmi place faptul că începe să avem cât mai multe conexiuni și colaborări cu voi. Deci vă sunt foarte recunoscător că îmi dați în continuare mesaje și ce pot să zic, vă aștept pe Discord-ul nostru, pe Discord-ul lor și totodată să vă jucați pe Atlantis, ok? Astăzi am un videoclip din nou în care v-am arătat ce înseamnă să fii meltean și să nu fii cu bun simț. Eu puteam să-l sancționez, știu că n-a fost cea mai mare chestie, dar poate reușesc măcar puțin să îndrept ceva în societatea asta. Adică, bă, dacă ne ducem să facem un roleplay, hai să-l facem la final, ca lucrurile să fie ok și așa cum trebuie, ok? Poate vă învăț și vă ajut în vreun fel videoclipul meu. Like, subscribe și comentariu. Aștept cât mai multe păreri. Vă pup, pa! ...de roleplay, știi? Să fac cum o să simtă bine. Ce cu ai rămas pe aici, mă? Măi, moșul meu. Ce pula mea face la mă mâncat să-i jumătate? Mă, moșule... Se uită... Mă auzi, mă? Depărtează airbag-ul, își devine cu greu, sângerează o... Moșule! Se scopă la de... Lasă-mi pace. Ce-a făcut bă ăsta, bă, m-a bușit în spate, mă? După când merge FM20 și merge să bag mod de grafică sau explodează PC-ul? Să mai zi un cață jurat. Salut, Marian. Spune, auzi? Da. Dacă fac un tichet și tragi pe cineva la tichet, pot să-i explic ceea ce a greșit fără să-l sancționăm și să-l fac să-și ceară scuze? Aș putea să mă duc la el fără probleme. Dar ce-a da, pățit, ce-ai făcut, ce-i... Bă, ideea este că, și știu, când se face un accident, se poate face un rol pe cu o poliție, eventual, mai scău bătaie. Dar depinde acum, dacă tu îmi zici că a făcut un troll sau așa, a făcut o chestie puțin mai majoră, eu trebuie să sancționez neapărat, n-am cum să... Power Gaming, accident și a plecat. Da, pot să-i spun treaba asta, da. Dar aș vrea eu să-i spun. Că-s și live și așa și poate astfel mai... Bun. Învață și de lumea. De ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da, efectiv, a intrat în spatele meu, am început să rulez, m-am dat jos din mașina să mă duc să vorbesc cu el, să-i zic de asigurare de alea, să facem un roleplay frumos, un alta, a plecat. Zim ce rebeu. Stai că l-am la vehicle damage, 1-3-8-0-9. Ai babic. Îl știi? Da. Și ce e? Vechi sau câte ore? Stai așa, nu, stai așa, că-l trag aici. Dar ce? Care e faza cu el? Mașină de firmă? Bă, nu-mi doresc să-l sancționez, nu... Mă simt prost când doar copiii... Bă, eu am zis o chestie în viața asta, eu mor pe aroganță și pe... Aroganța gratis, că până la urmă fiecare suntem, avem câte un temperament diferit, fiecare suntem într-un fel sau altul. Dar... Când ești așa arogant, gratis, să... Îi faci tu pe ăla să simtă că e de la trebuie. Țară. Salut, frate, m-auzi? Salut, te aud. Bro, eu te-am tras, adică te-am tras. Am făcut tichetul ăsta, i-am explicat și adminului. Nu-mi doresc să te sancționez sau așa mai departe, deși aș putea să fac lucrul ăsta dacă să zic că, doamne, adică știi până la urmă că și tu ai greșit. Eu îmi doresc doar să sporim roleplay-ul într-un fel sau altul. Și să... Am înțeles. Și să înțelegi și tu că... Eu te cred, mă, frate, dar, bă, mă grăbeam. Tu mi-ai oprit mașina în față. Nu știu, okay, venea la mine. N-am vrut. Lasă-mă să termin, mă, frate, te-am lăsat să vorbești. Nu mai lăsa să vorbesc, eu vorbeam, lasă-mă să termin, după aia vorbești și tu. Se poate? Nu, dacă mă e așa, cred că s-ar putea să, sincer, să-mi bag ceva și pe bună. Cred că trecem direct la filmare, că n-are sens. Deci că să-mi bag ceva, eu ți-am zis că am rulat, păi mă, frate, da, încerc să-ți explic o chestie, că veneam la tine, și îți ceream asigurare, îmi ziceai, te mă grăbești atator, nu te țineam un sfert de oră. Mă înțelegi? Ce încerc să-ți explic? Nu veneam la tine să... Doar că trebuie să sporim și noi roleplay-ul ăsta. Doamne iartă-mă în vreun fel. Că dacă tu faci accident pleci, ăla face accident pleci, ce, unde ajungem aici? Hai să facem RPG. Bă, frățiorul meu, ca să mă înțelegi.
Dacă era ceva, mai de Doamne ajută, da. Tu mi-ai oprit mie în față, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, am dat peste tine. Pe lângă asta, tu vrei să sporim un roleplay, prin ce? Să-mi cer tu mie asigurare când tu ai oprit în mijlocul străzii, mă frate, și eu am intrat în tine. Puteam poliția eventual, stârneam un roleplay. Puteam face ceva, da, puteam face ceva, da, eu m-am oprit, am stat acolo câteva secunde, așa. Am dat pe slash-me, am văzut că nu se întâmplă nimic, te-ai dus cu mașina, cred că ai lăsat-o să curgă ea normal, te-ai dus la 200 de metri de mine. Pentru că într-un accident de obicei ești inconștient, știi? Da, mă, eu ți-am zis, ai lăsat-o tu să curgă, te-ai dus, tu nu m-ai interesat și chestia asta. Și după spre tine, a venit eu așa. Eu mă grăbeam, te-am înțeles că ai vrut să faci ceva, aveam altceva mai important de făcut. M-am săturat de chestiile astea care... Bă, frate, de pe bune, dacă eu eram în mijlocul drumului, te grăbeai tu undeva și intrai în mine și pula mea, mai stăteam eu să fac chestiile astea când tu te grăbeai într-un alt loc, da, mai... Da, da, eu am avut tot... Deci, la urmă, dați pe comun acord că... Aveam un apel de făcut, de exemplu, știi, și mă ajută foarte mult pentru că apeluri multe n-avem în taxi. Și ce am făcut? Am anulat apelul, la fel și alți colegi de-ai mei, e de-a ta ora, dar pe stație că au făcut accident. Dacă îi pot tu, de ce nu? Că ce, că ai mai multe ore sau că ce? Nu e vorba de asta, mă, vorule, ok, dar... eu doar am vrut să vii aici, să te fac să înțelegi ceea ce ai greșit și poate data viitoare o să, nu o să mai repezi lucrul ăsta și să-ți cer scuze frumos, să zici, bă, îmi pare rău, nu o să mai întâmple, o să încerc ca data viitoare să fac un rol pe care îți prea... mă, frățiorul meu, că te-am deranjat în halul ăsta. Bă, da, uite, vezi, diferență de caracter, uite, eu în continuare îți vorbesc frumos și nu... Dar și tu frumos să-ți vorbesc, mă, n-am vrut să... Bine, hai, lasă-mă în pace. Mersi frumos, mersi frumos, admin. Te pup, scur. Na, mă, ce, stau să-mi bag capul cu toți. Vii, explici frumos omului, nici nu-l sancționezi, vine și arogant, încerc să vă dau vouă un exemplu să înțelegeți că, da, într-adevăr, n-a fost o chestie super... Bă, dar hai, bă, ok, chemăm poliția, opa. Stați, cu stimă și respect. Radu Taximetru vă salută. Puteți să veni să-mi lași pe mine de aici, de la pădure? Puteți să ziceți și mie, aproximativ, dacă n-aveți o... aveți un cod poștal sau ceva de pe lângă? 160, domnul. 160? Gata, domn. E drum... Pe drumul ăla unde te duci să tai lemnele, gen. E drum off-road, cum ar veni, nu? Da, off-road, e ăla. Aveți cum să ieșiți la stradă, pe highway? Da, am. Haideți, veniți acolo ca să nu mai stau să schimb eu mașina sau astea. Ok. Gata să trăiți, cu stimă și respect, brother. Respect. Seară frumoasă. Da, mă, bă, ideea e că am vrut să vă dau și vouă un exemplu. Să înțelegem că este un joc de roleplay, te grăbești, dar pentru noi o comandă e mai importantă decât orice, că până la urmă ai 45 de făcut. Și zici că faci 5 pentru zi. Păi una contează, una azi, una mâine, una pe mine, ai luat FV-ul pe săptămâna aia. Trebuie să treci pe la vamă. Păi ce, nu poți să iau pe highway? Sau trebuie să iau roată, cum ar veni? Explicați-mi și mie puțin. Cred că trebuie să iau roată, bă. Da, mă, cred că trebuie să iau roată, în partea aia altă, nu cred că am voie pe aici.